Doamnelor și domnilor, iată știrile zilei. Făgărașul scapă de traficul greu pentru că se construiește șoseaua ocolitoare, este ceea ce afirmă primarul orașului nostru. Gheorghe Sucaci spune că investiția este de importanță majoră pentru făgărășeni. Pentru lucrările la ocolitoare, primăria va accesa un credit. Unii consilieri locali nu văd cu ochi buni acest împrumut și susțin că încă o datorie pe umerii făgărășenilor ar fi cam mult. O femeie a căzut în gol în zona chiliei lui Arsenie Boca și a suferit multiple traumatisme. Jandarmii montani au fost cei care au transportat victima spre zona de unde a fost preluată de un echipaj smurt cu elicopterul. Părinții ar putea ajunge în fața instanței dacă se opun vaccinării la intrarea copilului în colectivitate fără un motiv medical dovedit cu acte. Este ceea ce prevede ultimul proiect al legii vaccinării. În schimb, copiii vor fi acceptați în învățământ chiar dacă părinții resping vaccinarea. Două zile de sărbătoare la Boholz, unde s-au aniversat 700 de ani de existență a vetrei satului. La eveniment au participat localnici și zeci de oameni născuți și crescuți aici și care au venit din toate colțurile țării. Sufletul organizării acestui eveniment a fost președintele Asociației Pro Boholz, Vasile Joantă. Șoseaua ocolitoare care va scăpa Făgărașul de praful și zgomotul produs de camioane nu este o promisiune electorală. Chiar se va realiza, susține primarul Gheorghe Sucaciu, care a subliniat că investiția are o importanță majoră pentru locuitorii orașului. Însă are o istorie tristă. Vechile conduceri de la cârma orașului, în frunte cu unii dintre consilierii locali care au stat mandate întregi în legislativ și care derulau afaceri în oraș, s-au opus vehement construcției ocolitoarei. Asta pe motiv că nimeni nu le mai intra în magazine sau în benzinării și le scădeau vânzările. Iar făgărășenii au înghițit și încă mai înghit praful camioanelor și zgomotul produs de acestea. Dacă vorbim de ocolitoare, stăm în faza de intabulare. Am terminat documentația de intabulare, este semnată de CNAIR. Mai avem un tronson pentru că ea a fost împărțită în parcă în 5 tronsoane, un podest peste un canal de fugă. Ca să explic procedura, am făcut intabularea, am preluat ocolitoarea ca teren de la CNAIR, de la Ministerul Transporturilor și pe urmă pe PNDL îl avem înregistrat sau printr-un credit, noi vom proceda la implementarea proiectului și o voi adopta soluția cea mai rapidă. Pentru lucrările la ocolitoare, primăria Făgăraș va accesa un credit. Voci din rândul foștilor și actualilor consilieri locali, dar și din rândul cetățenilor, susțin că încă o datorie pe umerii făgărășenilor ar fi cam prea mult. Aceasta s-ar alătura celei existente, creditul pentru stadion. Putem lua o linie de credit. Ca să explic această linie de credit. Noi putem lua o linie de credit ca... După cum vedeți, achizițiile durează destul de mult, mai ales la proiectele mari, cu sume mari. Și atunci, luând o linie de credit pe anumite proiecte, noi avem posibilitatea să facem achiziția din timp, pentru că avem finanțarea în spate. Când primim finanțare, după ce depunem aceste proiecte, linia de credit o luăm doar după ce avem studii de fezabilitate cu indicatori tehnico-economici aprobați în Consiliul Local. După ce depunem aceste proiecte și avem finanțare, atunci noi putem să transferăm după achiziție finanțarea pe aceste finanțări externe PNDL. Dar noi câștigăm foarte mult timp având această linie de credit, perioada de documentație și aici vorbim proiectare, achiziție și așa mai departe. Și între timp noi și depunem aceste proiecte, că avem deja documentația studiului de fezabilitate, putem primi finanțare în această perioadă și noi nu mai cheltuim niciun bani în această linie de credit, ne cheltuim bani, nu plătim nici dobândă.
Lucrările la șosea ocolitoare ar putea începe în primăvara anului viitor, dacă există finanțare, susține primarul Gheorghe Sucaciu. Ocolitoarea are o lungime de 6 km și ar scuti Făgărașul de praful și de mizeria ce sunt produse de traficul și de aglomerația de pe DN1. O femeie a căzut în gol în zona chiliei lui Arsenie Boca. Jandarmii montani aflați în patrulare au primit un apel pe 112 prin care au fost solicitați să-i acorde primul ajutor femeii de 59 de ani care a suferit multiple traumatisme ca urmare a unei căzături de aproximativ 20 de metri în gol în zona chiliei părintelui Arsenie Boca. Salvatorii au imobilizat victima pe targa de transport și asigurându-se că aceasta este în siguranță pe durata deplasării, au adus-o urgent spre zona de unde a fost preluată de un echipaj smurd care a sosit rapid cu un elicopter, au explicat reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmii Brașov. Victima a fost transportată la Spitalul Județean din Sibiu și se află în afara oricărui pericol. Un alt apel pe 112 însă s-a dovedit a fi fals, o bătaie de joc la adresa salvamontiștilor. O femeie a sunat să le spună salvatorilor montani că are o întorsă și că nu mai poate coborî de pe munte, în apropiere de Transfăgărășan. Când au ajuns însă la fața locului, salvamontiștii au descoperit altceva. Femeia avea două bășici din cauza unor Adidas. Așadar, grupul se deplasase pe un traseu dificil, moldoveanul dus întors în zona lacului Capra, iar turista avea doar două bășici din cauza că nu avea încălțăminte adecvată. Mai mult, nici ea și nici colegii săi de traseu nu aveau lanterne sau haine groase la ei, după cum au relatat salvamontiștii. Refuzul părinților de a vaccina copilul fără un motiv medical dovedit cu acte îi poate aduce în fața instanței. Copiii vor fi acceptați în învățământ chiar dacă părinții refuză consilierea pentru imunizare și, în final, vaccinarea, potrivit ultimului proiect al legii vaccinării. În schimb, părinții ar putea ajunge în fața instanței după ce vor plăti și câteva amenzi dacă se vor opune vaccinării la intrarea copilului în colectivitate fără un motiv medical dovedit cu acte, explică specialiștii ai grupului de vaccinologie, Societatea Națională de Medicină a Familiei. Ultima variantă a proiectului legii vaccinării aduce lămuriri cu privire la realizarea imunizării, un punct important constând în eforturile medicilor și ale autorităților de a informa corect și constant pe părinții ezitanți sau care se opun imunizării asupra importanței vaccinării și renunțarea la varianta în care copiii nu ar fi fost primiți în învățământ dacă nu ar fi fost vaccinați. Părintele primește la fiecare vaccinare informații despre vaccinul care urmează să fie administrat și despre posibile reacții adverse. Părintele are dreptul să refuze. Prima dată la o lună, părintele a semnat că a luat la cunoștință calendarul. Dacă este de acord cu vaccinarea, părintele nu va semna nimic pentru că acordul este prezumat. El va semna doar în cazul în care a decis să nu-l vaccineze, mai spun medicii specialiști ai grupului de vaccinologie Societatea Națională de Medicină a Familiei. Cu imnul național, așa a început sâmbăta trecută sărbătoarea de la Boholț, eveniment care a marcat 7 secole de existență a localității. Zeci de săteni care s-au născut și au crescut aici, veniți din toate colțurile țării și chiar de peste hotare, s-au bucurat că evenimentul a scos satul din negura vremii. La eveniment a fost prezentă și Mara Mareș, deputat liberal. Astăzi este într-adevăr o zi specială pentru boholțeni. Este un sat vechi, un sat cu tradiție, cu niște oameni renumiți în toată zona țării Făgărașului și în județul Brașov. Satul Boholț este arondat comunei Beclean. Primăria a susținut organizarea acestui eveniment. Astăzi sunt 700 de ani de când Boholț este atestat documentar. Este o mare sărbătoare a românilor transilvăneni și astăzi suntem prezenți aici. Doresc ca
toate satele din țara Făgărașului și în special din comuna Beclean să fie, oamenii din acestea să fie unite prin tradiții, prin istoric, prin credință, să fim toți la oaltă. E un prilej astăzi să ne întâlnim cu toții, să sărbătorim și să cinstim memoria eroilor noștri. După deschiderea oficială, tot satul a mers către locul unde a fost amplasat monumentul omagial. Acesta a fost sfințit de un fiu al satului, înalt preasfințitul părinte dr. Serafim Joantă, mitropolit ortodox român al Europei Centrale și de Nord. Se binecuvintează monumentul acesta și această placă comemorativă cu harul preasfântului, după înstropirea cu aceasta sfințită numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi trimis pe domnul inginer Vasile Joantă, cu siguranță că nu știam nimic sau mai nimic despre istoria satului nostru. Lucrarea cu o puternică încărcătură simbolistică a fost prezentată de autor, sculptorul Denis Brânzei. Locul în care ne întâlnim toată familia e masa. Deci această masă reprezintă în primul și în primul rând locul în care boholțenii se întâlnesc după 700 de ani, iar simbolurile care le regăsim pe această lespede de piatră, dincolo de carte, cruce, sunt o reflexie a noastră lăsată, o urmă lăsată de pământ. Sufletul organizării acestui eveniment a fost președintele Asociației Pro Boholț, Vasile Joantă, cel care a coordonat cele două lucrări pline de o încărcătură simbolică pentru sat și pentru oamenii de aici. E o zi așteptată de măcar de mine, de peste 10 ani, de boholțeni, iarăși de multă vreme. Important pentru că această zi ne-a adunat, a adunat o sumedenie de boholțeni din sat, de mai de departe, oaspeți din afară, practic din toată țara. E importantă fiindcă marchează o bornă, după părerea mea, în istoria Boholțului. Marchează momentul în care boholțenii, zic eu, redevin conștienți de cine sunt. De unde vin, de faptul că nu sunt aici aduși de vânt, că sunt aici de peste 700 de ani. La evenimentul de la Boholț au fost prezenți prefectul Marian Rasaliu, președintele Consiliului Județean Adrian Veștea și viceprimarul Valentin Clonț, care a copilărit în satul Boholț. A fost resfințită biserica, recent renovată, și a fost dezvelit monumentul eroilor. Evenimentul a continuat cu un ceremonial militar și cu o slujbă oficiată de mitropolitul Ardealului Laurențiu Streza și de înalt preasfințitul Serafim Joantă. Aceasta și acest monument al eroilor cu harul preasfântului Duh, din stropire cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Avem datoria de onoare să ne amintim, să comemorăm și să respectăm din toată ființa noastră jertfa eroilor neamului, ai celor care și-au dat viața pentru ca să fim noi ceea ce suntem astăzi. Să avem o țară liberă, să fim demni și să ne bucurăm de ceea ce am devenit în timp. Stimați invitați, onorată asistență, este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră, cu ocazia dezvelirii monumentului eroilor căzuți la datorie în cele două războaie mondiale. Toată lumea își plânge eroii căzuți și putem spune că datorită vitejilor noștri soldați avem astăzi o identitate statală, o cultură, o istorie și un stat național unitar. La final au fost depuse coroane de flori la Monumentul Eroilor, iar sătenii au admirat parada militară. Pune o coroană de flori din partea Centrului Național de Instruire Duită 5 de către domnul colonel Mihalcea.
Să depun o croază de flori din partea primăriei Beclean, de către domnul primar Claudiu Motus. Coroană de Foc din partea Oficiului Național Cultului Eroilor, Regina Maria. Comandați! Garda lemn!